Totul se întâmplă în localitatea Dănești. Asfaltul este turnat chiar dacă plouă și chiar dacă sunt gropi pline cu apă pe drum. Se muncește de zor ca să se încheie și lucrarea până la sfârșitul anului. Primarul Emilian Rusu a primit asigurări că nu se va munci de mântuială. Lucrarea trebuie să fie executată până în jur de 20 ale lunii acesteia. S-a semnat contractul de la începutul lunii septembrie. Este domnul diriginte de șantier, au spus că au suflat toată udeala, au pus emulsia care se pune și se fac plombările. Dar stratul al doilea care va veni uniform peste tot nu se va turna decât în momentul când va fi totul uscat. 400.000 de lei din bugetul primăriei Dănești au fost alocați pentru asfaltarea unui singur kilometru de drum comunal. Eu cred că va rezista, că pe ce dată ei este în garanție. Dacă banii nu le dau dacă nu lucrarea nu este făcută cum trebuie. În realitate, asfaltul era turnat chiar și peste gropile pline cu apă. Fără nicio jenă, primarul s-a convins cu ochii lui și a oprit lucrările. Așa zice că nu este, dar este baltă. Acum trebuie să oprească până când nu trebuie să fie uscat. Pe șoferi nu-i mai miră astfel de lucrări. Asfaltatul ăsta prin baltă, cum vă se pare? Normal, că în România. În apă, credeți că rezistă? Eu nu cred să rezistă. Dacă... Lucrarea va fi reluată mâine când se va usca și drumul a fost asigurarea firmei care a câștigat licitația.